Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, Domnul ajută la toată lumea. Astăzi vreau să facem o plăcintă cu mere. Băiatul meu m-a rugat, de fapt a rugat-o pe soție să-i facă o plăcintă cu mere, dar soția nu se simte foarte bine, puțin bolnavă, și atunci o să-i fac eu poftele. O să încerc să-i fac o plăcintă cu mere, să vedem ce o să ne iasă. Pentru această rețetă am fost în grădină și am cules câteva mere din grădină. Eu am cules mai multe soiuri. Aici avem un soi, aici niște astea mai roșii, niște mere văratice de vară, din coace un alt soi. O să fac din mai multe soiuri de mere, din trei soiuri, să vedem, pentru că fiecare are dulceața lor. Aproximativ 2-3 kg de mere, o să punem mere din belșug, pentru că avem destule în grădină. Un praf de copt, două plicuri de zahăr vaniliat, puțină scorțișoară, 100 de ml de ulei, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de smântână, dacă aveți smântână, dacă nu puteți să o înlocuiți cu un iaurt, 3 ouă de casă, noi punem 3 ouă de casă, dacă nu merg și 2, dacă nu aveți foarte multe ouă, ajunge și 2 ouă, dar noi punem 3 ca să fie din belșug, aproximativ 400 de grame de făină de grâu, puțin oțet, o linguriță de oțet, doar cât o să dizolv praful de copt ca să se dizolve mai bine. Haideți să începem să-i dăm bătaie. Acum o să dăm merele pe răzătoarea mare, o să dăm, le trecem pe răzătoarea mare, o să le răzăluim. Eu o să lăs merele cu tot cu coajă, multă lume le curăță, puteți să le și curățați dacă vreți, dar eu o să le lăs cu tot cu coajă, pentru că și în coajă e savoarea aceea bună de mere. Fiecare face cum dorește, dacă doriți puteți să le curățați de coajă, dacă nu puteți, fain frumos. Să le dați cu tăcu cojă, eu să le dau cu tăcu cojă, pentru că au acea dulceață acrișoară și foarte bune, iese o prăjitură mai acrișoară, așa mai nouă ne place mai mult. Cei care doriți să nu fie atât de dulce prăjitura, puteți să puneți mai puțin zahăr, noi folosim 100 de grame de zahăr, dar puteți să puneți și 50, în funcție de cât de dulce vreți, dacă nu vreți să fie așa de dulce, dar noi cu aceste gramaje ne-am obișnuit și am văzut că merg foarte bine, iasă o prăjitură foarte bună, e și ușor de ținut minte. 100 de ml de ulei, o să mai repet pentru cei care au intrat mai târziu pe canal, 100 de ml de ulei, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de smântână sau de iaurt, ce aveți. Așa vom proceda cu toate merele, dar când termin o să revin cu alte imagini cu fiecare etapă de... Dragi prieteni, am terminat de ras merile, acum foarte important, trebuie storsă, o să le luăm și o să le storcem de zamă, ia așa, le storcem cât puteți dumneavoastră, foarte important ca să fie storsă de zamă, pentru că dacă le lăsăm cu zama aceasta, atunci prăjitura o să fie stâlciosă, pentru cei care nu știu ce înseamnă stâlciosă, e un regionalism la noi zonă. Adică o să fie prăjitura înecăcioasă, o să te nece când ăsta, înecăcioasă. De aceea trebuie storsă de zama aceasta. Storcem toate merile, dar zama care vă rămâne să nu o aruncați și vă și spun de ce să nu o aruncați, foarte important pentru că multă lume o aruncă. Practic această zamă de la mere este un suc natural 100% și numai că e un suc natural. Cu această zeamă, când prăjitura o vom băga, când vom băga prăjitura la cuptor, când o să o introducem la cuptor, o să ungem pe deasupra cu zeama aceasta prăjitura și atunci o să-i dea și o culoare foarte faină și un dulceag de mere pe deasupra. Iar acest suc, după aceea îl puteți strecura, care rămâne și să-l bezi, pentru că e foarte bun, foarte sănător. Nu așa? Asta o lăsăm, o punem deoparte. O să pun și zahărul peste mere, voi pune zahărul, adăugăm zahărul peste mere și lăsăm așa să stea 10-15 minute, timp în care o să mă apuc să fac alotul pentru prăjitură. Punem așa nii frumos, lăsăm cât timp noi ne pregătim alotul, merile o să stea, o să-și tragă zaharul, o să și-l tragă frumos în ele, în mere, între timp noi ne apucăm și ne facem alotul. Acum o să ne pregătim alotul pentru plăcinta noastră, o să spargem ouăle.
Așa cum v-am mai spus, noi folosim ouă de casă, o să folosesc 3 ouă de casă. Ia așa. Așa. O să le batem puțin. Așa, acum adăugăm uleiul, 100 de ml de ulei, îl punem peste ouă. Așa, la fel amestecăm. Așa, o să punem și smântâna, tot 100 de ml. Așa, amestecăm din nou. Nu e o prăjitură foarte grea de făcut, soția mea o face aproape tot timpul, doar că v-am spus de data aceasta să simte puțin cam rău, e puțin bolnavă și atunci o să-i fac eu poftele la băiat. O să punem praful de copt într-o lingură, așa, și o să punem puțin oțet peste el, ca să se dizolve mai ușor. Atât. Așa. Punem acolo, amestecăm bine, bine. Amestecăm bine, bine, să se omogenizeze. După care o să punem făină cât cuprinde, cât cere. Punem făină puțin cât e puțin, în funcție de cât ne cere alotul. Timp în care amestecăm. Nu știu cum să pun ca să și videz, pentru că eu, dacă nu știți, acum filmez singur. Cameramanul meu e plecat de acasă și atunci sunt nevoit să filmez singur. Mă chinuiesc un pic, dar sper să-mi și reușească. Băiatul a plecat de acasă, a avut puțină treabă și atunci mă voi chinui singur până ce se întoarce el. A plecat 10-15 minute, a fugit până la magazin și atunci până se întoarce el mă chinuiesc singur. Ia așa. Amestecăm, punem făină. Așa vom proceda până ce punem toată făina, până o încorporăm bine, bine. Așa procedăm, te punem câte o tigă de făină, amestecăm. Oameni buni, înainte de a pune toată făina în alot, în un pic de apă minerală călduță, am pus 50 de grame de zahăr pe care le-am dizolvat în apă călduță, într-un pic de apă călduță, pentru că eu am mai pus 100 de grame de zahăr peste mere și atunci în alot, în coco, să mai punem 50 de grame de zahăr pe care o dizolvăm în apă călduță, în apă minerală și o punem peste alot. Ia așa. Amestecăm din nou. Și băgăm și cealaltă făină care ne-a rămas în compoziție. A mai rămas doar un pic de făină, încorporăm și pe aceasta. Amestecăm așa până ce punem toată făina, după care lăsăm alotul să stea, să se odinească. Între timp merem și ne prăjim merile paragaz. O să le punem paragaz și o să le prăjim cu un pic de scorțișoară. Dar atunci o să revenim cu alte imagini. Dragi prieteni, între timp a apărut și băiatul de la magazin. Alotul nostru e aproape gata. Am uitat să vă spun, dar vă spun acum, dacă cumva alotul mai cere un pic de făină, puteți să mai puneți fără nicio problemă 100 de grame de făină, chiar 200 de grame, în funcție de cât vă cere alotul. Ia uitați ce fain alot am făcut. Uitați, așa trebuie să arate. Acum lăsăm să stea, lăsăm 20 de minute până ce eu mă duc și între timp o să pun un prosopel peste el și între timp mă duc și mă ocup de
mere, o să mă duc și o să cârcălez merile paragaz frumos, un pic de scurțișoară, după care revin cu alte imagini. Oameni buni, între timp ne-am apucat de prăjit. Pardon, îmi cer scuze, nu știu, dar eu tot timpul sunt obișnuit să spun prăjit, dar nu prăjim. Practic călim merile. Și la vinete, când coc vinetele pe plită, tot timpul mie îmi vine să zic că prăjim, dar nu le prăjim. Practic le cocem sau le călim. Acum îmi cer scuze, dar cu siguranță gospodinele știu despre ce e vorba și ce vreau să zic. Și îmi cer scuze pe această cale că tot timpul câteodată mă mai greșesc. În loc să zic că cocem, zic că prăjim. În loc să zic că călim, la fel zic că prăjim, dar nu prăjim, călim merile frumos. Îmi cer scuze, vă rog să mă iertați și să mă înțelegeți că și din cauza emoțiilor, pentru că vreau să iasă totul perfect, așa cum trebuie. Dar dumneavoastră să înțelegeți bine rețetile. Încă o dată mii de scuze. O să punem zahărul vaniliat. O să pun două plicuri de zahăr vaniliat, pentru că îi dă un gust și o aromă așa de faină zahărul ăsta vaniliat. Doamne, fer și apără ce, mai ales la copil, atâta de vine îi place. Mamă, ce fain miroase deja. Acum pui un pic zahărul vaniliat pe mere și scurțișor. Acum, doamne, fer ce fain miroase. Așa, să pun și ăsta la plic. O să facem o plăcintă bună cu mere. La plăcinta cu mere nu trebuie așa multe mere, ca și la prăjitura cu măr. La prăjitura cu măr trebuie mult mai multă, dar la plăcintă nu trebuie chiar așa multă. O să pun și puțină scorțișoară. Dumneavoastră puteți să puneți în funcție de cum vă place. Dacă vă place, puneți un plic de zahăr, dacă nu, pun un pic de scorțișoară, după aia mai o să gust și în funcție de dacă mai trebuie, mai adăugăm. Mamă, mamă, ce fain miroase! Doamne, fer și apără! Călim așa aproximativ 10 minute, 10-15 minute călim mărul, după care îl oprim și apoi revenim cu alte imagini. Am terminat de călit merele, între timp le-am lăsat să stea un pic să se odinească. Acum o să lucrăm din nou cu alaltul, uitați ce fain e. O să ne presărăm niște făină pe blatul de lucru, ca să putem să întindem. Așa, neapărat trebuie pus făină, că altfel vi se lipte. Așa, o să pun și pe sucitor. Ia așa un pic de făină ca să nu se lipească. Așa. O să ne împărțim alotul în două. O să luăm alotul și o să-l împărțesc în două părți aproximativ egale. Pentru amândouă foile, ia așa. Așa, o să-l mai frământ un pic. Așa. Vai, ce fain e de lucrat cu el, doamne, fer, ce fain e. O să mi-l apăs odată din mână. Așa, și acum o să-i dăm cu făcălețul. Acum o să o învârtim frumos pe făcăleț, ia așa, și o luăm ușor și o punem aici, ia în tavă frumos, o desfacem, o mai întindem un pic din mână, ia așa, ia ce fain, s-o tare bun aluatul ăsta, așa de fain să lucră cu el. O mai întindeți dumneavoastră din mână până pe colțuri să vă margă cât de bine, o apăsați un pic, ia așa. Așa, uitați ce fain a ieșit. Ia încălit frumos mărul, nu l-a încălit foarte tare, aproximativ 10 minute. Ia ce frumos a lăsat aroma lui și zeama. Acum o să-l punem peste prăjitură. O să-l împărțim frumos și o să-l întindem. Nu știu cum să stau ca să mă și vedeți. Ia așa. Vă garantez că e o rețetă destul de bună. Nouă ne place foarte mult. Ca să vedeți cât e de bună, trebuie neapărat să o încercați.
nu-i foarte greu de făcut. Așa, punem tărmărul, punem măr din belșug, ca să fie, să fie bună. Așa, un pic, să pun deoparte. Acum frumos o întindem peste foaie. Wow, mamă, mamă, un strat generos de măr. Vă garantez că așa ceva nu o să găsiți niciodată în cofetării cu atâta măr. Cu atâta măr din belșug și cu ouă de casă, mai ales cine stă la casă și are în grădină niște mere, niște ouă de la țară. Așa, uitați ce fain, am întins aici un tipă colțul ăsta. Așa, acum o să fac, o să o pun de o parte frumos și între timp mai pun un pic de făină sau fărină, cum zicem noi. Acum eu sunt obișnuit să vorbesc ca pe la noi, dar noi zicem fărină. Așa. O să luăm și celălalt alot. Ia, l-ai cât e de fain. Ia, te poți juca pe el cât e de fain. La mare artă. Tot așa. Frumos. Mai mă joc, cum zic cu el, să iasă aerul din el. Așa. Ne pregătim și întindem și foaia asta. Mai ales că mâine e duminică. Noi o facem astăzi, o să aibă băiatul, să-i facem poftile și o să avem și pe mâine dacă ne vin musafiri, dacă vine cineva, știți cum e duminica. La noi la țară de obicei mai vin neamurile, mai vin, vine unul altul. Și atunci o să avem și o plăcintă bună cu măr în casă, poate vine oricine. Dragi prieteni, întindem așa foaia, o băgăm un pic pe margine, ia așa cu vârful de la degete, o apăsăm un pic pe margini. Doar pe mărgini. Mamă, mamă, ce fain i-a luat ăsta. Am fost curios să văd și cum o să ne iasă. Vai, ce fain, nu? Acum, știți ce o să facem? De-aia v-am zis să n-aruncați sucul ăsta de mere. Numai un pic, îmi cer scuze, o să-mi duc să mă spăl pe mâini pentru că-s cu făină. Și apoi o să vin și o să ungem cu sucul ăsta de mere. Frumos o să ungem tot blatul de plăcintă. După care cu o furculiță o înțedam. Numai un pic, mă scuzați să mă spăl un pic pe mână. Oameni buni, m-am spălat pe mânuri, acum o să ungem prăjitura, ia așa, o ungem cu sucul ăsta de mere, ce am stors merile, să vezi ce culoare faină și ce gust bun îi dă la prăjitura, așa dulceac, e la aroma de la mere, de aceea vă recomand niciodată să n-aruncați, iar ce rămâne mi-l pun într-un pahar și-l beau, pentru că e suc natural 100%, la fel să face și dumneavoastră să le dați la copii dacă aveți copii mici. Pentru că e un suc natural foarte bun, niciodată să n-aruncați. Ce storceți după mere, după fructe, că e foarte bun. Așa ungem toată prăjitura, toată plăcinta. Îmi cer scuze, plăcinta, că de fapt e o plăcintă, dar eu îmi îndemână să zic prăjitura. Acum să mă iertați, că știți cum e, numai cine nu muncește, nu greșește. Așa. Mamă, mamă, ce bine miroase mărul ăsta scurțișoară. Așa, am uns-o bine, bine. Uitați ce fac eu, oameni buni, cu sucul ăsta. Niciodată nu-l arunc, pentru că e demențial, vorba mea. Doamne, doamne. Umud o furculiță și uitați cum fac. Ieși acolo, înțep prăjitura. Ca să iasă aerul din ea, după care între timp am pus cuptorul să se încălzească. O să punem plăcinta, o să mergem și o să o băgăm în cuptor la 220 de grade. După care revenim cu alte imagini. Doamne ajută să iasă bună și apoi lasă și o rău. Dragi prieteni, plăcinta noastră cu mării gata și a ieșit. Noi avem un cuptor electric, o corcem la un cuptor electric.
E un cuptor mai vechi, nu mere el așa cum are, nu foarte bine, dar ne folosim de el, pentru că n-am mai făcut în cuptorul pe lemne foc și atunci ne folosim de cuptorul acesta, chiar dacă e mai vechi. O să punem puțin zahăr pudră pe deasupra, nu foarte mult, pentru că am mai pus zahăr și în prăjitură, și în măr, și în alot. Ia așa, a ce fain arată și ce bine miroase. Vă garantez că o să fie și foarte bună. Dragi prieteni, plăcinta noastră cu mării gata, așa a ieșit. Sper să vă placă și dumneavoastră, ia uitați cum arată, ce bine arată. Vă garantez că e și foarte bună, așa ceva nu o să găsesc niciodată în cofetărie. Ia uitați cum arată, mamă, mamă, să și gustăm, Doamne, ce bine miroase. Ia uitați cât e pufoasă. Doamne, fer și apră cât e bună. Noi, oameni buni, mărul e în belșug, coca e perfectă, exact așa cum iese la soția mea de fiecare dată când o face. Mă mir că mi-a ieșit așa bună, e grozavă, e demențială, vorba mea. Vă recomand această rețetă să o încercați. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru. Pe canalul nostru de YouTube, undeva la începutul canalului, mai găsiți o astfel de rețetă, dar de prăjitură cu măr, făcută de soția mea, o prăjitură veche, o rețetă veche, pe care o știm de la bunica noastră, dar aia e făcută pe untură. Vă rog să o căutați și să o vedeți și rețeta aceea, pentru că e foarte bună. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine. Doamne ajută la toată lumea!